Aproximativ un milion de români care au achitat taxa auto în perioada 2007-2013 nu mai trebuie să apeleze la instanța de judecată pentru a-și recupera banii. Tot ceea ce trebuie să facă acum este să depună o cerere la ghișeul ANAF. Banii urmează să fie primiți eșalonat în 5 ani. Prin Ordinul Comun al Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și al Agenției Naționale pentru Administrare Fiscală s-a stabilit procedura de restituire a taxelor de poluare achitate în perioada 2007-2013, care au fost declarate incompatibile cu dreptul european de către Curtea Europeană de Justiție. Am luat această decizie de a emite împreună un ordin comun, deoarece consider că trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a corecta o situație nedreaptă față de cetățeni aceștia aveau nevoie până astăzi să apeleze la instanță pentru a-și recupera banii plătiți către statul român. Vestea bună este de azi, populația își poate recupera sumele plătite printr-o simplă cerere de restituire depusă la unitățile teritoriale ANAF, față de care aparțin, a susținut ministrul mediului Cristiana Pașca Palmer, potrivit Ager Press. Cererea de restituire trebuie să fie însoțită de un dosar care să conțină documentul care atestă plata taxei, certificatul de înmatriculare și și cartea de identitate a autovehiculului pentru care s-a achitat taxa și copii după acestea. După analizarea dosarului, în cel mult 45 de zile se va emite o decizie de plată care va fi comunicată solicitantului în maximum 10 zile de la emitere. În maximum 55 de zile, solicitantul va afla suma care îi revine și când o va putea încasa. Sumelor restituite se vor adăuga și dobânzile aferente, din ziua plătii taxei până în ziua restituirii integrale. Plata se va face eșuată pe parcursul a 5 ani, respectiv 20% din sumă în fiecare an. Pe parcursul celor 5 ani, statul estimează că va restitui cetățenilor 590 de milioane de lei anual. Din 2010 și până în prezent, statul a restituit aproximativ 1 miliard de lei, în baza deciziilor judecătorești. Taxa de primă în matriculare a fost introdusă pentru prima dată la 1 ianuarie 2007 și se calcula în funcție de vechimea mașinii, tipul de catalizator și capacitatea Cilindrică a mașinii. Pe 19 februarie 2009, guvernul a scăzut valoarea acesteia cu o treime, urmând ca de la 1 ianuarie 2012 taxa să devină obligatorie și la reînmatricularea mașinilor înregistrate în România înainte de 1 ianuarie 2007, dar și pentru cei care aduceau mașini din vest. Taxa a fost suspendată din 30 ianuarie 2012 până la 31 decembrie 2012, iar persoanele care au achitat taxa urmeau să primească banii înapoi. De la intrarea în vigoare a timbrului de mediu pentru autovehicule, în 15 martie 2013, taxa auto este calculată exclusiv pe baza emisiilor de CO2.